Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei în această perioadă sunt cele care fac legătura cu Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova. Afluxul de persoane care vor tranzita aceste locuri va crește considerabil începând chiar de miercuri 31 mai. Din acest motiv, poliția de frontieră și-a suplimentat personalul. Vor fi mai mulți lucrători care își desfășoară activitatea la controlul documentelor și echipamentelor folosite pentru verificarea documentelor. În total, peste 4200 polițiști de frontieră vor supraveghea frontierele de stat. Infrastructura punctelor de trecere este folosită la maxim în limita configurației acestora. În funcție de valoarea de trafic, în fiecare punct de trecere se vor crea fluxuri suplimentare de control pe sensul de intrare sau ieșire din țară, după caz. Poliția de frontieră română va depune toate eforturile în vederea asigurării unui echilibru între securitatea cetățenilor și fluența traficului de călătorii. Persoanele care doresc să meargă în Bulgaria pe la Vama Veche în perioada 31 mai-5 iunie pot plăti taxa de drum la ghișeul situat la intrarea în țara vecină sau la orice benzinărie aflată pe traseul către Varna.